Survei clic pe buton, laptop sau telefon, subscribe la mine pe canal. Acest episod o să vorbim despre țepe oarecum on și offline. Haideți să începem. Mierea. Mierea este un subiect sensibil. Multă vreme mierea putea să fie polifloră, desalcăm și cam asta era mierea. În fine, în ziua de astăzi există o grămadă de varietăți de miere. Una dintre cele mai scumpe și mai miraculoase, pe bune, aproape că face vudu și magie și vrajă, atât de incredibil, are proprietăți cumva reparatorii, dar nu încât să valoreze de 12-20 de ori mai mult decât mierea de salcâm, așa cum se întâmplă în cazul mierii Manuka din copacul Manuka, găsit doar în Australia și Noua Zeelandă. Aceste două țări pot să producă undeva de până la maxim 2 tone de miere Manuka pe an. Totuși, în lume se vinde peste 10.000 de tone de miere Manuka. Astfel, cineva face un profit foarte frumușel când vinde miere care costă 1 leu 100 de grame, mililitri, 1 leu 100 și o vinde cu 120-130 de lei 100. Minim. La miere, de asemenea, trebuie să fie atent că e posibil ca mierea să nu fie făcută în realitate din polen real. Se poate folosi pur și simplu zahăr ca să se dea ca hrană albinelor. Acestea ingerează zahărul, îl procesează și îl stochează mai departe sub formă de miere pentru a fi dat ca hrană. Mierea poate să fie recunoscută după culoare. Dacă este mai deschisă, este de salcâm. Dacă este mai înspre galben, n-are cum să fie miere de salcâm. Sigur, este combinată cu altfel de miere. Iar mierea de mană, cea mai bună și mai scumpă, trebuie să fie închisă la culoare. Iarăși, pur și simplu te poți uita la borcan, dacă este un borcan cu o etichetă bună, curat, șanse bune să fie miere bună, curată. Poți să iei acel borcan dacă are capacul strâns cum trebuie, să-l întorci invers și dacă bula de aer dinăuntru se mișcă ușor, atunci este miere naturală. Dacă se mișcă repede, nu este miere naturală, este din zahăr. Însă acest lucru nu este permis dacă producătorul a umplut borcanul până la refuz, lucru care iarăși, desigur, este un semn că a făcut asta pentru că este miere contrafăcută. Următoarea este după gust. E la fel ca vinul, îți e destul de greu sau trebuie să-ți antrenezi gustul ca să-ți dai seama care e mierea bună și mierea rea. Asta e o paranteză foarte mare vis-a-vis de miere, nu știu de ce o zic. Însă, gustul chimic e gust chimic. Simți una, două, dacă s-a pus un îndulcitor sau s-a pus o aromă, o simți că, mă, asta nu e miere reală, e ceva chimic. Te dai înapoi. Altfel poți să mai iei un șervețel să pui niște miere pe el. Mierea naturală nu pătează, mierea falsă însă pătează. Și cel mai bun și sigur test este testul solubilității. Zahărul se dizolvă uniform și foarte rapid în apă, pe când mierea nu. Dacă pui o linguriță de miere într-un pahar de apă, trebuie să pice pur și simplu cantitatea la fund, să stea acolo, să amestești până obosești. Însă mierea din zahăr se amestecă mult mai ușor. Se dizolvă aproape imediat, nu se depune, nu rămâne lipită de fundul paharului. Desigur, și după preț îți poți da seama dacă e prea ieftin, clar, dacă ești în supermarket și o miere foarte ieftină, nu e naturală. Însă în comerț sau pe marginea drumului, așa cum se vinde adesea, prețul nu este un indicativ, posibil să fie țeapa cu atât mai mare. Medicamentele de firmă. Poți să te duci în magazin să-ți iei paracetamol sau un medicament de 10 ori mai scump, bazat tot pe paracetamol. Poți să-ți iei aspirină sau ceva de 10 ori mai scump, bazat tot pe aspirină, al cărui ingredient activ este tot aspirină. Poți să iei Nurofen, de exemplu, sau aspirină și să zici că Nurofenul a fost de 10 ori mai bun. Și asta se întâmplă din cauza efectului placebo. Oamenii au impresia că dacă ambalajul e mai bun, prețul e mai mare, medicamentul cu siguranță e mai bun, însă regulile cu privire la medicamentele ieftine sunt chiar mai stricte decât cu privire la cele scumpe. Astfel, medicamentul ieftin trebuie să atingă exact aceleași standarde, precum și cele scumpe. Deci, în concluzie, nu ai niciun beneficiu real, desigur, verifică și cu medicul tău, la a cumpăra medicamente de firmă față de medicamente ieftine, în afara efectului placebo dacă funcționează asupra ta, simțindu-te mai bine cu medicamente de firmă. Zborurile. Odată ce a ajuns în România Blue Air și Wizz Air, toată lumea s-a bucurat că zborurile au devenit dintr-o dată foarte ieftine. Toată lumea putea să meargă și mergea oriunde. Poți să pleci, găsești perioada în care îți găsești avion și cu un euro la dus sau 50, 70, 80 de euro. Însă ceea ce nu ți se spune este, sau se spune până la urmă, că check-in-ul, dacă nu-l faci online, te costă 50 de euro. Era ultima oară, n-am mai călătorit de multă vreme cu avionul, așa că nu mai știu, dar cred că 50 de euro era. Ceea ce la un zbor de 80 de euro, să spunem, deja este un 35-40% consistent. Vrei bagaj? Încă 20 de euro. Bagajul de cală deja și acela costă 20 de euro. Bagajul de mână era gratis, acum nu mai e, costă și acela. Ai rămas doar cu o poșetă. Poți să intri cu o poșetă și cu atât. Adesea, dacă ai ajuns târziu la avion, n-am mai apucat să-ți faci check-in-ul, pentru că trebuie să ajungi și cu 2 ore înainte. Nu poți să ajungi doar cu 40 de minute înainte. Dacă ai ajuns, n-ai făcut check-in-ul, poți cu totul să-ți pierzi avionul.
așa cum este și povestea multor apropiați ai mei, care pur și simplu pierd avionul din cauza modului în care este gândit tot procesul. Ca să nu mai vorbim de faptul că pentru a ajunge la acele prețuri de 50 de euro zborul, avionul trebuie să decoleze, aterizează, decolează, aterizează, decolează, aterizează. N-ai timp să faci curățenie multă în Blue sau Wizz și când te uiți pe afară sunt peticite cu totul încât mă sperie. Calm down, I'll get back to your seat. I'll take care of this. Calm down. Calm down. Get a hold of yourself. Măcar arată că ei chiar locuiesc piesele și avioanele sunt întreținute. Urmează, nu mult timp, să fie ceruți bani și pentru mersul la baie, da, nu mai durează mult. La unele companii, dacă vrei un loc anume, trebuie să plătești în plus pentru acel loc. Și una peste alta, când te uiți când trajine, zici, măi, puteam să merg cu tarom și tot acolo eram. Și aveam spațiu și era mai liniște. Dar dacă ești ca mine, ți-ai luat rucsacul și ai plecat și ți-ai plănuit din timp să-ți faci check-in-ul și nu ți-a murit telefonul cu poza cu check-in-ul și te-ai dus până la un loc de unde să-ți printezi de pe stick biletul, da, n-ai nicio problemă. În rest, costurile se pot aduna atât de mult încât să te coste biletul mai mult decât la o companie mai premium, să zicem. Următoarea țeapă este cu privire la ciocolata din comerț. Unele companii care comercializează ciocolăți micuțe au fost obligate în ultimii ani să reducă numărul de calorii al ciocolății. Pentru că nu poți să schimbi formula și să strici gustul, companiile, ca să ajungă la 250 de calorii pe baton, au redus batonul de ciocolată, au mărit poza batonului de ciocolată din interior și a lăsat prețul la fel. Astfel, ai pierdut undeva la 10 grame de ciocolată și prețul e același. Genial! Iar la final am țeapa nigeriană. Este faimoasă în ziua de astăzi, este clișeu, nimeni nu o mai mușcă decât câte o bunicuță. Și exact pe asta se bazează, 99,9% de oameni care folosesc internetul nu mușcă țeapa nigeriană, nu răspund, pur și simplu intră în spam, nimic. Povestea în felul următor, primești un e-mail de la cineva care, dar nu e neapărat să mai fie nigerian, dar de acolo a pornit. Este ori prinț, ori rege, ori ceva din Nigeria și trebuie să fugă din țară și să-și trimită banii undeva la tine în cont și face jumătate cu tine, numai să îi trimiți niște bani pentru unele probleme. Sau, nu știu, o familie a murit de bogați, a murit în Nigeria sau nu știu ce țară din Africa și cel care se ocupă de averea lor a ales să-ți trimită ție, norocosul de tine, banii pentru că nu știu ce ești tu special. Singurul lucru de care este nevoie e să-i trimiți câteva sute de euro ca să plătească, să mituiască nu știu pe cine de la bancă, să mituiască nu știu pe cine din oficialități ca să treacă, mai sunt niște taxe de transfer de plătit. În fine, povestea poate să dureze luni și ani de zile, ei nu se opresc niciodată din a inventa motive pentru care să le mai trimiți bani, niciodată. E-mail-urile întotdeauna sau în general sunt scrise foarte prost într-o engleză pocită vai de capul ei, mai nou și română, și asta este intenționat pentru a arăta că este autentic, e gândită, și 99% de oameni 9,9 nu o mușcă, dar o mușcă câte o bunicuță care avea și ea banii strânși la saltea, ascunși nu știu pe unde și ea și-a pierdut sutele sau miile de euro strânse în zeci de ani. Pe lângă bunicuțe, se mai întâmplă și directori de bănci cu experiență de 10 ani la conducerea băncii să transfere în 3 ani în care nu s-au prins că este țeapă valoarea de 240 milioane de dolari. Totul a început cu 4 milioane de dolari, iar țeparul care lucra la o bancă nigeriană și l-a luat ca o static pe directorul băncii pentru a se putea da el drept directorul băncii, l-a convins pe un director al unei bănci din Norvegia să investească 4 milioane de dolari într-un aeroport din Nigeria. Atât de bun a fost separul, până la urmă și-a luat 25 de ani în pușcărie, a fost prins și 10 milioane amendă. A fost o grupă întreagă, au fost vreo 6 implicați, dintre care unul a fost și omorât, chestiuni secundare. A fost o operațiune întreagă și se spune că bancherii noștri nu și-au dat seama că sunt țepuiți decât în momentul în care, atunci când săreau să facă baie în grămada lor de bani, parcă nu mai înotau la fel de ușor. Începeau să dea cu picioarele de fund și atunci au scos metru și au zis, bă, ceva nu e în regulă, parcă lipsesc 240 de milioane de dolari. 3 ani. Astfel, trebuie să știi că nu ești ferit nici tu, nici nimeni, nu e nicio rușine dacă ai luat vreo țeapă, pentru că li se întâmplă celor mai buni. Cu destul de multă pregătire, poți să fii țepuit. Omul nostru, directorul, a luat țeapa pentru că i s-a promis o returnare a investiției ca și comision doar pentru el, 10 milioane de dolari. Și a văzut banii și a zis, bă, hai să o facem, e bine. Oamenii s-au întâlnit fizic, dincolo de scris, însă ca și hârtie inițială cu ce l-a convins nigerianul a fost doar o carte de vizită, care arăta oficială. Pentru că în realitate, așa e. Așa funcționează cele mai multe întâlniri, nu trebuie să scoți toate actele ca să te legitimezi cine ești tu, că
No. Cât de mult tupeu să ai să încerci să păcălești un director de bancă? Se pare că atât de mult. Dar 25 de ani în pușcărie. Și cu acest ultim gând dezamăgitor, spuneți în secțiunea de comentarii ce țepe ați luat. Eu nu mai zic că mai nou, că sunt mai în vârstă, nu mai au așa țepe. E un proverb vechi, nici nu mai știu unde e, sau e o zicală pe care și-o zic țeparii, că oamenii cinstiți nu iau țepe. Iau și oamenii cinstiți. Te duci cu toată pregătirea și atenția, dar ideea este că iei țeapă atunci când ți se propune ceva ilegal, ascuns, las că faci o mânăreală, așa se numește, când se propune o mânăreală de care știți amândoi, sunteți în cârdășie, atunci îți iei țeapa. De fapt, ești pui tu, cel care îți dă țeapa se scuză, se justifică în conștiința lui că, bă, dacă nu erai un tâlhar și tu la rândul tău nu te puteam tâlhări, și cam așa funcționează. Și tu, pentru că nici tu nu ai fost pe legal total, n-ai ce să faci, n-ai unde să te duci, că n-ai fost pe legal. Dacă te duci la poliție, până să-l prindă pe el, te-a prins deja pe tine. Și asta e. Vă mulțumesc mult pentru share, like și abonare, că sunteți în zonă, vă mulțumesc pentru susținerea pe care ați adus-o a canalului a toți acești ani. Dacă sunteți membri ai canalului, vă mulțumesc, bun venit în secțiune. Sper să strângă cât mai mulți, nu doar ca să mă laud că sunt mulți, ci să pot să acopăr economic și mai multe episoade, pentru că am și eu vise. Vreau să fac mai mult, mult mai mult, dar costurile sunt... Lucrez, de exemplu, visez la o serie de clipuri nu foarte populare, asta e interesant, e ciudat. Dar e vorba undeva la 6-7 zile de făcut un singur lucru, un singur proiect, dar întregi, plecat de acasă, rupt de lume, care m-ar costa pe bucată 2500 de lei, dar doar ca să-mi acopăr cheltuielile, fără să plătesc, de exemplu, pe Nono, care ar fi cameraman filmat și ar apărea și el pe acolo. Vrem să facem niște chestii faine. De genul clipului pe care l-am făcut în Transfăgărășan, acela a fost un test, am văzut cât ne costă, e ce e. Sper să ne strângem destui încât să fac clipuri la care visez. Nu vor fi populare, asta e clar, nu mă mint, nu mă păcălesc nici într-un fel că vor fi populare, pentru că știu audiența mare din România ce vrea și nu o să fac asta, o să fie, poate la 100, maxim 100.000 de vizionări, moment în care aș fi extrem de fericit. Dar sincer, pentru că știu că o să muncesc foarte mult la ele, nu o să mă deranjeze 30.000 de vizionări. Pentru că zic, bă, sunt 30.000 de oameni care au ales să se uite la clipul ăsta nepopular, dar la care am muncit extrem de mult și care are valoare. Așa că dacă o să vă numărați printre cei 30.000 care o să iubiți acea serie, pe care sper să reușesc să strâng destui bani să o fac, vă mulțumesc, sunteți cei mai tari. Eu sunt Alex Cosma și atenție cad mereu.